dumneavoastră acest proiect legal? Sigur, noi vom face toate demersurile pe care legea ni le pune la dispoziție. Mai departe, care sunt consecințele legale, nu, nu, asta nu-i treaba. Deci, noi ne vom concentra toate eforturile pe anularea unui act administrativ, repet, vădit, nelegal. Nu, eu nu mi-aduc aminte ca o ședință ordinară să fie avut pe ordinea de zi proiecte de hotărâre fără rapoarte, suplimentări de ordine de zi, fără a exista o situație de urgență, încălcându-se și articolul 43 din legea numărul 215, lucruri, repet, foarte, foarte grave și care prejudiciază într-o măsură considerabilă actul administrativ. Iar o tolerare a unei asemenea situații de către instituțiile abilitate ar însemna crearea unui precedent deosebit de periculos la nivelul administrației locale din municipiul Târgoviște. Eu stau la dispoziție tuturor acelor